Am venit aici la un restaurant să mâncăm, dragii mei. Așa că am făcut un popaz aici să mâncăm. Și uitați aici ce mâncare ne-a adus. Asta este, cum se numește, Mercedes, cum se numește în spaniol? Grullo. Asta se numește grullo. Cu iepure, fetele mele și feciorii mei. Așa, este meniu complet. Și acum trebuie să ne aducă și felul 2. Dar uitați aici ce bine arată, ce gustos e. Asta este un fel de aluat mărunt, parcă orez, dat prin răzătoare, ca și cum ai face tarhana. Este foarte, foarte fain. Ia uitați aici. Grullo se numește. N-am mâncat niciodată mâncarea asta. Foarte bun. Are și carton. Și două bucăți de carne de iepure. Felul 2 ne aduce carne. Ce carne am pedit eu, Mercedes? Carne de? Pluma iberico. Pluma iberico, așa am cerut. N-am auzit niciodată. Vreau să văd cum e carnea asta. Pluma. Zice că e foarte moale. Sabia că te iba a gustar. Está rico. Și un pic, un poco acrio aquí, está muy bien. Aici ne-a dus un salatic, uitați. Ne-a dus o salată. Intră în mimo, în același menu. Ia uitați aici. Păiniuca moale, proaspătă, foarte bună pâinea asta. Bombă! Ce mâncărică mâncăm noi astăzi? Uitați și eu adus la Mercedes acolo. Mama mia, uitați acolo, pește! Esos son pescau. Cum se numește Mercedes? Calamare. Bacalaie. Bacalaie. Sărmonete. Diferiți pești. Diferiți. Așa. Și mie mi-a adus aici... cum se numește asta? În Mercedes, cum se numește asta? Asta se numește... Pluma. Fetelor, e nebunie totală. Asta se numește pluma, adică e carnea aia de la porc unde este mai moale, cea mai moale. Mamă, ce bine arată, uite și cu ardei copt. Una caterada. Pluma. Foarte moale. Trebuie să-i fac și eu la mama Dori. E incredibilă. Rețetele astea o să le fac și eu fetelor, că e o nebunie totală. Pluma. Pluma iberică. Pluma iberică. O să mă învăț și o să fac carnea asta. Și cu cartof, cu salată, nebunie totală. Are și ardei. Astăzi mănânc fetelor pe cinste. Și cu salatica. Rețeta asta trebuie să o fac și eu pe live. Și o să vedeți și voi. Să bem boca.